Ieri de dimineață, la punctul de trecere al frontierei Giurgiu, un bărbat de 43 de ani din județul Neamț s-a prezentat pentru a efectua formalitățile de frontieră pe sensul de intrare în țară. Acesta însă a avut parte de o surpriză neplăcută. Autoturismul pe care îl conducea figura ca fiind bun, căutat pentru confiscare, alertă introdusă de autoritățile elvețiene. Bărbatul a declarat că a achiziționat autoturismul de la un cetățean român contra sumei de 3.000 de euro și nu avea cunoștință de aspectele constatate de polițiștii de frontieră. Data de 19.07.2016, 08.30, la punctul de trecere a frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a efectua formalitățile de intrare în țară cetățeanul român Ion M., în vârstă de 43 de ani, în calitate de conducător automobilului marca Mercedes C320. În urma verificărilor specifice s-a descoperit că pentru automobilul în cauză s-a fost introdusă o alertă de bun căutat în vederea confiscării, alertă introdusă de autoritățile elvețiene. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire. Autoturismul în valoare de 36.000 de lei a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.